Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Un nou accident pe raza localității Găujan. Număr mare de solicitări în zilele de Crăciun. Peste 200 de amenzi aplicate de polițiști în doar 4 zile. Aplicația online lansată de Poliția de Frontieră. Transferul lui Budescu încă incert. 4 persoane au văzut moartea cu ochii ca urmare a unui accident de circulație petrecut pe raza localității Găujani. Într-o curbă periculoasă, 2 autoturisme s-au izbit frontal. Ocupanții celor 2 mașini s-au ales cu spaima, iar șoferii cu mașinile avariate. 4 au fost la număr persoanele care s-au ales cu o mare sperietură, 3 ocupanți ale unui Opel și taximetristul care conducea DU. După momentul izbiturii, mulți localnici s-au aflat la locul accidentului, în curba periculoasă în care, săptămâna trecută, s-a mai răsturnat un automobilist. La momentul accidentului însă nu se afla niciun martor ocular, izbitura adunându-i pe oameni la locul evenimentului. Un buf am auzit și atât. N-am văzut de unde a venit ăla sau ăla. Șoferul, care circula corect, a declarat în fața camerei cum s-a petrecut evenimentul, care a pus în pericol viața sa și a celor 2 persoane pe care le transporta către localitatea Pietrișu astăzi în jurul orei 10. Și am venit în curba asta, am redus, că așa trebuie să reduci, că știam curba și m-am întâlnit cu domnul taximetrist în mare viteză și am intrat direct în mine, am reușit foarte mult să trag, că mă omoram. Mă strivea mașina. Datele oficiale însă n-au fost puse la dispoziție de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. În această dimineață, în jurul orei 10, un conducător auto de 66 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 5C, la ieșire din localitatea Găujani, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism Opel, condus regulamentar, pe un bărbat de 36 de ani din localitatea Găujani. Din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Vinovatul, șoferul taximetrist, a avut să se confrunte cu pagubele cele mai mari, dincolo de avarierea gravă a mașinii. Șoferul autoturismului implicat în accident va fi sancționat pentru neadaptarea vitezei în curbă cu 6 puncte amendă, respectiv suma de 630 de lei. Neatenția în conducere, manifestată de către șoferul care se deplasa către Giurgiu, se putea solda cu pierderea de vieți omenești. Cei 4 ocupanți ai mașinilor s-au ales însă cu o mare sperietură, cea mai afectată fiind de acest lucru bunica șoferului mai tânăr. Peste 240 de persoane au chemat ambulanța de Crăciun. Marea majoritate a apelurilor au fost pentru dureri digestive, afecțiuni cardiovasculare, lipotimii și sincope. Numărul solicitărilor din acest an este mai mare față de cel de anul trecut. Medicii și asistenții de pe ambulanță au lucrat la foc continuu în perioada Crăciunului. În cele 3 zile de sărbătoare, peste 240 de persoane au apelat la serviciile medicilor cauzând dureri abdominale și probleme cardiace. În perioada sărbătorilor de Crăciun, Serviciul Județean de Ambulanță a intervenit la un număr de 243 de solicitări, solicitări care au fost mai multe decât în zilele normale lucrătoare. Au predominat pacienții cu probleme cardiace, cei mai mulți, apoi cei cu dureri abdominale, unii au fost asistați la domiciliu, ceilalți puțin mai grave aduși la UPU, pacienți cu probleme psihice pe care i-am transportat la spitalul Vadulat, copii cu febră, 4 accidente rutiere în aceste 3 zile, dar fără urmări grave. Intoxicații medicamentoase, decât una singură a fost trimisă la spitalul Floreasca. Deși de fiecare dată în pragul sărbătorilor medicile recomandă pacienților să consume moderat alimente, nici în acest an nu s-a întâmplat așa. Numărul solicitărilor din perioada Crăciunului este mai mare față de o zi normală și de cel de anul trecut. Aproape 200 de amenzi și 10 de permise de conducere reținute. Lor li se adaugă evenimente rutiere, dar și furturi sau infracțiuni de folosire fără drept a materialelor pirotehnice. Este bilanțul polițiștilor pentru ultimele 4 zile în perioada sărbătorii de Crăciun.
Încă din ajunul Crăciunului, polițiștii au fost la datorie pentru ca Giurgiu Veni să petreacă sărbătorile în condiții de liniște și siguranță. În perioada 24-27 decembrie, polițiștii care au acționat și în sistem integrat cu jandarmeria, poliția locală, poliția de frontieră sau ISU, au identificat o serie de infracțiuni. Au fost înregistrate 22 de infracțiuni contra patrimoniului, respectiv infracțiuni de furt, furt calificat sau distrugere, 23 de natură judiciară, cele mai multe dintre acestea pentru lovire sau alte violențe, o infracțiune de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, precum și 20 de infracțiuni rutiere, dintre care 6 ca urmare a 6 accidente rutiere produse pe raza județului. De asemenea, oamenii legii au aplicat aproape 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 70.000 de lei, reținând 30 de permise de conducere și 2 certificate de înmatriculare. Au fost înregistrate 5 tamponări și 6 accidente rutiere, din nefericire unul soldat cu decesul unei persoane, iar 5 cu rănirea 5 persoane. Totodată, cele mai frecvente infracțiuni întâlnite au fost cele de conducere a unor autovehicule cu alcoolemie peste limita legală, fie conducerea fără permis de conducere sau conducerea unor autovehicule neînmatriculate. Polițiștii continuă să atragă atenția asupra echipării autoturismelor cu anvelope de iarnă. În zilele următoare se va interveni pentru prevenirea evenimentelor cauzate de fenomenele specifice sezonului rece. Pe tot parcursul celor 3 zile de Crăciun, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a asigurat serviciu de permanență consumatorilor giurgiuveni. Astfel, toți cei care au considerat că li s-au încălcat drepturile au putut apela numărul instituției indiferent de oră. În ultimele zile, 3 giurgiuveni au reclamat abaterile de la lege ale anumitor operatori economici. Zilele de Crăciun nu au trecut fără ca fiecare persoană să fie mulțumită de toate serviciile oferite de către operatorii economici din municipiu și județ. Pentru a veni în ajutorul celor care se confruntă cu diferite abateri de la lege, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor a pus la dispoziție acestora serviciul de permanență. Mai exact, fiecare persoană nemulțumită poate aduce la cunoștința comisarilor neregulile depistate la orice oră. În acest an, numărul instituției a fost apelat de 3 persoane. În această perioadă au fost înregistrate 3 petiții din partea consumatorilor care s-au referit la comercializarea produselor alimentare expirate, respectiv o bere expirată comercializată într-un magazin din Giurgiu, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și a treia reclamație se refera la o unitate de recreere, respectiv o discotecă din județul Giurgiu, care funcționa fără documente legale. Prioritate în cele 3 reclamații a avut o petiție cu produse alimentare expirate. Comisarii s-au deplasat la fața locului chiar în seara zilei de 24 decembrie. În urma verificărilor s-a stabilit că reclamația a fost justificată. În prezent, comisarii întocmesc documentele ce dispun în vederea sancționării abaterii de la lege a operatorului economic. Și în zilele de Crăciun, jandarmii giurgiuveni au avut misiunea să asigure, ca de obicei, liniștea și ordinea publică. Nu au fost zile prea dificile pentru reprezentanții jandarmeriei, dar au existat câteva situații în care aceștia au fost chemați să intervină. Jandarmii giurgiuveni au acționat în zilele de Crăciun atât ziua cât și noaptea în municipiul Giurgiu și în celelalte 5 localități unde există subunități ale Inspectoratului Județean. Ei au intervenit în câteva cazuri pentru a restabili ordinea și liniștea publică. În perioada Crăciunului, jandarmii au fost prezenți în stradă, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în municipiul Giurgiu și în localitățile în care jandarmeria are subunități dislocate: Clejan, Mihăileș, Bolintin Vale, Roata de Jos și Ghimpați. Pe timpul misiunilor, în intervalul 25-27 decembrie, au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii și amenințarea cu acte de violență, provocarea de scandaluri sau alertarea fără motiv întemeiat a forțelor de ordine publică. În perioada Crăciunului, jandarmii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale. Totodată, în noaptea de Crăciun, jandarmii au intervenit în municipiul Giurgiu în urma unei solicitări la 112 pentru aplanarea unei stări conflictuale, fiind întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și violare de domiciliu. Pe
Pentru a evita aglomerația la punctele de trecere a frontierei, Poliția de Frontieră a lansat în aceste zile o aplicație care configurează traseul prin punctele de trecere a frontierei cu valori scăzute de trafic. Aplicația poate fi utilizată de oricine deține un telefon mobil cu acces la internet, smartphone sau tabletă și poate fi descărcată de pe site-ul Poliției de Frontieră. Pentru românii care vor tranzita punctele de frontieră în aceste zile, pe site-ul Poliției de Frontieră a fost introdusă o secțiune unde este afișată media timpilor de așteptare în toate punctele rutiere de trecere a frontierei, oferind conducătorilor auto posibilitatea de a opta pentru alegerea unui traseu cât mai puțin aglomerat. Pentru a veni în sprijinul celor care intră sau ies din țară, începând de astăzi, este funcțională o nouă aplicație online, care poate fi accesată de pe orice calculator sau terminal mobil, smartphone sau tabletă cu acces la internet. Aplicația folosește modul de navigație furnizat de Google Maps, putându-se configura traseul către un anumit punct de trecere a frontierei, ce înregistrează valori de trafic scăzute. Timpii de așteptare din punctele de frontieră sunt actualizați în timp real, pe aplicație apărând trasee de culoare verde, galbenă și roșie. Pe prima pagină a site-ului Poliției de Frontieră poate fi vizualizată o aplicație online reprezentată de harta României, numită media timpilor de așteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului internațional. Accesând aplicația, se pot vizualiza punctele de trecere a frontierei, care sunt marcate în funcție de trafic și timpii de așteptare în culori diferite. Verde, timpii de așteptare până la 20 de minute, galben, timp de așteptare până între 20 și 60 de minute și roșu, timp de așteptare peste 60 de minute. Aplicația este actualizată în timp real. În momentul de față apare culoarea verde pe toate punctele de trecere a frontierei. Culoarea verde însemnând că timpii de așteptare sunt până în 20 de minute, dacă timpii de așteptare depășesc 20 de minute se face galben, peste 60 de minute va apărea culoarea roșu. Dorim să mergem spre vest, să ieșim pe la frontiera de vest, spre Ungaria de exemplu, accesăm un punct de trecere a frontierei, avem aici punct de trecere a frontierei pe autostradă, în lac 2. Timpul de așteptare în momentul de față este de 0 minute și putem să folosim prin modulul Google Maps, putem să configurăm un traseu spre acel punct de trecere a frontierei. În acest fel, oricine deține un telefon mobil cu acces la internet poate afla din timp care este cel mai bun traseu de urmat pentru a tranzita punctele de trecere a frontierei, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară. Potrivit MAI, săptămâna trecută peste 1,2 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei României. După un Crăciun primăvărat, iarna își va arăta colții în următoarele zile. La Giurgiu sunt condiții să ningă, însă nu suficient încât să se aștearnă un strat consistent de zăpadă. Ultimele zile din acest an vor aduce vreme deosebit de rece, cu temperaturi care nu vor mai depăși 0 grade Celsius. Zăpada mult așteptată și de giurgiuveni, mai ales în ziua de Crăciun, va veni mâine, anunță meteorologii. Nu putem vorbi însă de ninsori însemnate cantitativ sau de lungă durată. Apreciem că mâine vom avea condiții de precipitații slabe sub formă de ninsoare, deci neînsemnate cantitativ, dar aspectul va fi cel de iarnă frumoasă, să zicem așa. În ultimele două zile ale anului nu vor mai fi condiții de precipitații, iar temperaturile vor scădea sub 0 grade Celsius. Vremea va fi tot mai rece, devenind geroasă în cursul nopților și al dimineților, când minimele vor scădea până la minus 7 grade Celsius. Temperaturile din timpul zilei vor avea o evoluție similară, fiind în scădere. Vom trece de mâine la 5 grade, poi mâine la 0 grade, vorbesc în timpul zilei. Iar pe data de 31, chiar sub 0 grade ziua, deci o să avem zi de iarnă, maxima nu va trece de 0 grade. Apoi pe data de 1 vom avea minus 2 grade, pe data de 2 minus 3 grade, pe data de 3 minus 1 grad și va crește treptat, deci la începutul anului următor vom avea o creștere, dar înainte vom suferi o perioadă de temperaturi foarte scăzute. Așadar, pe 31 decembrie, temperatura din timpul zilei, la fel ca și cea din noaptea dintre ani, va avea valori negative. De la începutul săptămânii viitoare, însă, vremea se va încălzi, așa că nu vor mai fi zile geroase de bobotează și sunt așteptate ploi.
Guvernul României nu este de acord cu acordarea pensiilor speciale pentru aleșii locali aprobate recent de Parlament. În acest sens, guvernul a sesizat legea la Curtea Constituțională pentru că s-ar încălca mai multe articole din Constituție, plus că s-ar crea un deficit bugetar uriaș. Senatul, ca for decizional, a adoptat înainte de Crăciun pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinții consiliilor județene și vicepreședinții acestora. Pentru ca un ales local să beneficieze de această pensie specială, este nevoie să aibă cel puțin un mandat complet. Pensia se calculează în funcție de un indice de 0,55% din indemnizația brută aflată în plată în momentul solicitării acestui drept, înmulțit cu numărul de luni de mandat, însă în limita a 3 mandate. Această pensie poate fi cumulată cu orice tip de pensie din sistemul public, venind astfel în completarea altor venituri. Însă nu poate fi cumulată cu o altă pensie specială, cum ar fi cea de parlamentar. Dacă se află într-o astfel de situație, aleșii locali vor trebui să opteze pentru ce pensie specială doresc să aibă în plată. Legea nu este pe placul Guvernului României, care pe 26 decembrie a depus o sesizare la Curtea Constituțională, reclamând faptul că actul normativ ar încălca mai multe articole din Constituție, iar bugetul de stat ar fi afectat cu aproape 400 de milioane de lei. Potrivit guvernului, de legea pensiilor speciale ar beneficia 16.300 de aleși locali, iar deficitul creat ar fi peste cel agreat de Parlament. Astfel, dacă legea devine operațională, primarul general al capitalei poate primi pentru un mandat 2.130 de lei pe lună, pentru două mandate 4.260 de lei, iar pentru trei mandate 6.390 de lei. Un președinte de Consiliu Județean ar putea primi între 1.746 de lei pentru un mandat și 5.238 de lei pentru trei mandate. Un vicepreședinte de Consiliu Județean pornește cu o pensie de 1.569 de lei pentru un mandat și poate ajunge la 4.707 lei pentru trei mandate. Un primar de municipiu poate primi pentru un mandat 1.506 lei, iar pentru trei mandate 4.519 lei pe lună. Iar un primar de comună cu 3.000 până la 7.000 de locuitori poate primi pentru un mandat 1.061 de lei, pentru două mandate 2.122 de lei, iar pentru trei mandate 3.183 de lei. Legea pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost contestată în cadrul dezbaterilor din Senat de PNL, care a părăsit sala de ședințe în momentul votului, iar o altă controversată lege este cea privind pensiile speciale pentru parlamentari, care a fost promulgată miercuri de președintele Klaus Iohannis, după ce acesta ceruse reexaminarea legii. Legea nu a fost însă atacată la Curtea Constituțională. Potrivit codului muncii, românii vor beneficia în anul 2016 de 12 zile libere, care coincid cu sărbătorile declarate legale, însă din cele 12 zile, 5 vor fi duminica, iar una sâmbăta. Codul muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor legale, respectiv câte două zile pentru Anul Nou, Paște, Rusalii și Crăciun, câte o zi pentru Ziua Internațională a Muncii, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. În plus, guvernul a decis ca și Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, să fie zi liberă. Concret, 1 și 2 ianuarie vor fi în zile de vineri și sâmbătă, 24 ianuarie va fi duminica, 1 mai când este Paștele, dar și Ziua Muncii va fi duminică, iar luni 2 mai va fi zi liberă fiind a doua zi după Paște. De asemenea, vom avea rusaliile duminică pe 19 iunie, dar și luni 20 iunie. Adormirea Maicii Domnului va fi luni 15 august, miercuri 30 noiembrie va fi Sfântul Andrei, Ziua Națională a României 1 decembrie va fi joi, iar Crăciunul 25 și 26 noiembrie sunt zile de duminică și luni. Deținător doar pentru o săptămână a primei poziții în tenisul profesionist mondial, Patrick Rafter a rămas o valoare de necontestat în elita sportului alb. Australianul, născut la 28 decembrie 1972, a câștigat 11 titluri importante la simplu, dintre care 2 la US Open și 10 la dublu. Patrick Rafter, tenismenul australian născut la 28 decembrie 1972, a fost declarat între 26 iulie 1999 și 1 august același an numărul 1 în ierarhia ATP. Rafter este de asemenea primul participant profesionist al tenisului din era Open, realizatorul SummerSlam-ului american, adică
este câștigătorul turneelor Montreal, Toronto, Cincinnati și US Open în același an 1998. Această performanță a mai fost atinsă doar de Andre Agassi în 1995, Andy Roddick 2003 și Rafael Nadal în 2013. Pe teren european, Roland Garrosul reprezintă unul din turneele câștigate de australian ca în 97 în dauna lui Serge Bruguera. Apoi US Open-ul din același an ne aduce aminte de victoria lui Patrick cu scorul de 6-3, 6-2, 4-6 și 7-5 în finala cu Greg Rusetski. Iată momentul în care Rafter, aflat la primire, câștiga game-ul al 11-lea din setul decisiv. Yes, he's been caught too many times in this game. That could be the crucial break. 6-5, fourth set, two sets to one. Dar și momentul înmânării trofeului. Your 1997 US Open men's singles champion, Patrick Rafter. And without any doubt at all, he was the better player today. He couldn't blow Rusetski away though. And that says everything. Pe parcursul carierei sale, Patrick Rafter a câștigat 11 titluri la simplu, din care 2 la US Open și alte 10 în probele de dublu. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunile Sport, Arena și Audiența. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Plecarea lui Budescu de la Astra este un subiect care rămâne fierbinte, mai ales că vedeta Giurgiu Venilor a primit o nouă ofertă. Dacă pentru capitanul Astrei se băteau cluburile Steaua și Alahlidoa, mai nou li s-a alăturat Dinamo Zagreb, echipă care în acest sezon a jucat în grupele UEFA Champions League și care a făcut o ofertă de 2 milioane de euro pentru capitanul Astrei, după cum a anunțat Dolce Sport. Formația croată, unde evoluează și Alexandru Mățel, are mari șanse să câștige lupta pentru Budescu, pentru că a oferit o sumă mai mare decât Steaua și Alahli. Echipe ce au anunțat că sunt dispuse să plătească doar 1,1 milioane de euro. Dacă clubul Astra va accepta oferta croaților, Constantin Budescu va putea negocia și el cu formația de pe primul loc din campionatul Croației. Referitor la acest transfer, fostul coleg de echipa lui Budescu, Alexandru Mățel, a declarat: "Eu îl sfătuiesc să vină la Dinamo Zagreb. Noi ne știm de foarte mult timp. Ar fi foarte bine dacă vine, pentru că n-aș mai fi singur. Are șanse mari să joace în Champions League, dar poate ajunge și cu Steaua acolo. Acum totul depinde doar de el. Dacă vine la Dinamo Zagreb, are șanse mari să prindă lotul pentru Euro, pentru că aici este un campionat foarte bun." Marius Mudica, antrenorul Astrei, a vorbit despre despărțirea de capitanul echipei și despre problemele de la echipă. "Dacă îl pierd pe Budescu și alți 2 sau 3 jucători, înseamnă că sunt probleme la club, dar nu vreau să le dezvolt. Dacă rămâne acest lot și este stabilitate din punct de vedere financiar, putem lua cel puțin un trofeu. Cum să ne batem la titlu dacă pierdem cei mai buni jucători?" A mai spus Mudica într-o conferință de presă. Potrivit transfermarkt.de, cota lui Budescu este de 2.500.000 de euro. Cu gândul la vremurile bune de cândva, antrenorii Giurgiu Ven de atletism și sportivilor mai speră încă în apariția pistei de atletism pe care o așteaptă de atâția ani. După ce în Parcul Tineretului a început construcția unei asemenea piste, lucrările au fost topate și mai bine de o jumătate de an nu s-a mai construit nimic. Mai nou se vorbește despre reluarea lucrărilor, dar efectiv în parc nu se mișcă mai nimic. Una peste alta, atletismul Giurgiu Ven merită condiții mai bune de antrenament. Odată cu venirea acestei investiții, eu spun că sportul în general va avea un motor în plus, cel puțin un motor în plus. Da, pista este performantă, am văzut proiectul ei și sunt convins că va da șanse foarte mari tuturor celor care au aptitudini să se întreacă de la egal la egal cu sportivii din România din acel moment încolo. Ea va aduce beneficii atât pentru cei care doresc să facă sport de performanță, cât și pentru cei care vor să alerge pentru întreținere. Este într-un parc, este protejată de mașini, de absolut orice altceva și eu spun că, deși am așteptat foarte mult, sunt aproape 4 ani
de absența pistei de atletism, aproape că uit în momentul acesta și bucuria acestei investiții, bucuria creierii acestei piste, mă face să uit de anii ăștia de absența ei. Noua pistă este proiectată să poată găzdui campionate naționale de atletism, având dimensiuni omologate și compartimente în conformitate cu cerințele la nivel național. Vom avea și un sector de aruncări, vom avea un sector de sărituri. Urmărim să aducem în momentul de față și trebuie să spun giurgiuvenilor, doar atât, detalii le vom da la momentul oportun. Avem și o sponsorizare foarte importantă, banii sunt deja în contul nostru și vom lua din această sponsorizare o instalație de cronometraj care va putea să ne ajute să organizăm competiții la nivelul cel mai înalt, garduri pentru cele patru culoare și o cușcă pentru aruncări, astfel încât aruncătorii să nu riște să arunce din întâmplare obiectele în afară și să poată produce accidentări. Lucrurile astea sunt extraordinare în momentul de față, aflându-se în imediata apropierea bazinului de not și a sălii polivalente, ele împreună vor reprezenta o bază sportivă bună, nu pot să spun chiar foarte bună, dar de un nivel excelent în momentul de față. Temperaturile la Giurgiu vor începe să scadă de la maxime de 7-12 grade și minime între minus 1 și 3 grade la 2-5 grade, ziua și între minus 4 și minus 2 grade noaptea. Se vor semnala precipitații slabe, iar vântul va sufla moderat. Maxima zilei nu va depăși 7 grade Celsius, în timp ce minima va fi de minus 3 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 6 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 7 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză între 15 și 25 de kilometri din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 93%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind minus 10 cm.